Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Scopul meu principal aici este de a simți puțin gustul adrenalinei. Și astăzi o să fac salată rece de cartofi dulci, brocoli, sfeclă, cu sos de citrice, mușchi de vită și sos de smochine, espresso, vin, lapte de cocos. Preparatul meu de astăzi este o provocare. Este unul dintre cele mai grele preparate ca și combinație de gusturi. Stând în mașină la un semafor, ascultând o melodie, mi-a venit strălucita idee de a asocia muzica cu mâncarea. Adică ascultam melodia și am văzut un preparat în fața ochilor și m-am gândit că este o poveste în farfuria aia pe care mi-o imaginam eu și povestea aia se poate asocia foarte bine cu mesajul melodiei. Și așa am început să gătesc în mod mai serios. Multă lume mă întreabă cum fac astfel de asocieri. Pur și simplu mă gândesc foarte mult la mesajul unei melodii, de multe ori citesc versurile. Mi s-a întâmplat să merg mai adânc și să studiez de cine a fost scrisă melodia, când, în ce context și să mă leg de ceva de acolo pentru că asta mi-a inspirat mie. Nimeni nu mă poate contrazice că nu s-ar lega povestea pentru că o fac astfel încât să se lege. În momentul de față mă relaxează și îmi stimulează foarte mult partea asta creativă prin asocierile astea pe care le fac. În preparatul meu avem smochinele cu cartofii dulci care îți dau dulceața vieții, să spun așa, și a preparatului. Apoi avem aciditatea din sucul de portocale și sucul de lămâie și depinde foarte mult cum le drămuiești, la fel cum faci în viața ta. Cât de mult pui lămâie, cât de puțin pui lămâie. Îmi plac lucrurile mărețe și îmi place să rezolv lucruri. Deși am momente când obosesc, pentru că mi se întâmplă să mă bag în mai multe lucruri deodată. Sunt emoționată să-i cunosc pe șefi. Mai mult emoționată decât nerăbdătoare. Aș fi foarte nerăbdătoare dacă aș fi extrem de sigură pe mine că preparatul meu iese absolut minunat, dar nefiind sigură pe mine, am emoții, de fapt. Emoții au și șefana, e gata cu gătitul. Gata, acesta este preparatul și sper să replacă. Melodia asociată acestui preparat este la Vita e Bella și sper să zic și la fel după jurizare. Tu de ce supăra, Cătălin? Nu sunt. De ce, tată? Nu mai aur ce a fost odată? Cătălin mereu, dacă nu câștig, el se supără. Are statuie, are asta. Am zis că nu mai statuia. Nici nu mai interesează statuia. Sorry. Tres, dos. Mușchi de vită. Avec le. Sos de vin. De vin, dar are ceva sâmburi în el. Muștar, cred. Boabe de muștar sau? Are ce ăsta, cartof dulce. Da. Dar mușcă asta de vită, de ce atât de mic? Bă, nu e ieșit în prima și ieșit în a doua? Ce se iasă din prima? Ei, nu știi, când nu ți iese din prima o feliezi, o mai pui pe o parte, pe alta? Ah, corect, da. Posibil. Nu e foarte rea? Bă, nu e foarte rea, afară de sos care este extrem este de serat. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Roxana, sunt din București, am 39 de ani și sunt de profesie orice altceva în afară de bucătar. Ce înseamnă orice altceva? Ce înseamnă orice altceva? Sunteți fan Scărlătescu. Echipa Violet. Cu ce vă ocupați? Sunt project manager la o companie de telecomunicații și mă ocup și de evenimente corporate pe partea de concept. Ce fel de evenimente? Conferințe, întâlniri cu angajații, team building-uri. Am făcut un team building după Asia Express. A unde? În Constanța și Mamaia au avut de făcut traseu echipele. Nu cu feste, ba da, așa e și foarte serios? Mișto. Da, anul foarte trecut l-am făcut și a zis că da, trebuiau să se descurce cu transportul și cu masa. La fel au avut o oră pauză la dispoziție să mănânce. Da, telefoanele, da, avea WhatsApp. Vino, ia, nu, 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 nu a fost cu, că mașinile erau, nu era nimeni din Constanța, toată compania era din București. Și au zis că a fost cel mai tare team building de până atunci, așa că Asia Express continuă. Și mi-aș fi dorit foarte mult să fi fost angajată și nu organizator ca să pot să particip.
Și care e legătura cu mâncarea? Legătura cu mâncarea este plecată din reviste. Mi-au plăcut foarte mult cum arătau preparatele când eram eu tânără și strângeam foarte, foarte multe reviste. Nu le găteam, doar le strângeam. Revistele de acum câți ani? De acum 20 de ani. Și ce mâncare era în revistele de acum 20 de ani? Țin minte că era o ruladă de porc cu semințe de pin. Dumnezeule mare, descoperisem pinul. Deci ați făcut o colecție de reviste? Da, am făcut o colecție și la un moment dat m-am și apucat, hai să văd dacă pot să reproduc. Și în 2013 o prietenă m-a împins să-mi fac un blog de gătit. Frumoasă. Și mi l-am făcut doar să-i demonstrez că nu am ce să transmit prin blog. A fost pe invers. Și după 3 luni mi-a venit o idee foarte drăguță și anume să asociez muzica cu mâncarea. Aha. Și de aici am început de fapt să gătesc cu adevărat, pentru că prietenilor de pe Facebook le lansam provocări, ei trebuiau să-mi spună câte o melodie, iar eu trebuia să-i găsesc cum consideram eu de cuvință corespondentul și melodie? Să fac povestea, da. Dați-ne un exemplu. Cel mai simplu exemplu, de fapt, a fost o analogie aici. Am primit melodia Pisie obraznică. M-am chinuit foarte mult. Ce să gătesc pentru Pisie obraznică? Și am făcut o ciorbă de găină fără niciun fel de chimicale. Iar ați făcut o ciorbă de găină. Morala era chimicale. Că da, adică morala este că nu trebuie să fii ca pisie obraznică, poți să fii foarte bine super gustoasă fără să apelezi la multe alte adjuvante cum face o pisie. Putem să ne alegem și noi fiecare din noi o melodie. Sigur să vedem da. Așa virtual. Pun eu primul. Te rugăm. Și eu trebuie să închid ochii. Che vuole questa musica stasera? Primul lucru care îmi vine minte este un mușchi de vită cu piper și ciocolată. Pentru că mi se pare o melodie de dragoste foarte tristă. Un mușchi de vită cu ciocolată, foarte tare. Și cu piper. Și ciocolată piper. Și piper. Pe locuri, în soare argintii, zeci de blocuri. În zor de zi, suia gale, pe albastrele cărări macarale. Te-am cuiat. Nu. M-am gândit ce, ce mâncare îmi trezește mie amintiri din perioada comunistă, adică asta, mâncare de cartofi. Ți-a luat ceva timp. Asta trebuie ceva desert, pentru că știu că e vorba de copii. Nu e vorba de niciun copii. Ar merge un orez cu lapte cu Doamne caramel ajută, sărat, cu caramel sărat și cu o dantelă de zahăr. Ne-ai dat un exemplu. Care a fost în antiteză cu melodia. Da, așa. Exact. Păi aici, nu tot timpul trebuie să fie. Spre exemplu, pentru preparatul pe care l-ați gustat, a fost aici. Da. Aici, am melodia asociată a fost la Vita e Bella, a lui Barcarole. Și morala era că trebuie să guști din viață cu tot ce ți oferă ea. În mintea mea funcționau.